E proprio un miracol că această revistă apare. Sigur că este meritul redacției, meritul doamnei Pințescu, dar în mod sigur sunt și câțiva binevoitori mai discreți care reușesc să susțină proiectul acesta. În România de astăzi, apetitul pentru cunoașterea istoriei la generația tânără cam lipsește. Faptul că există o revistă, o publicație de sobietatea, de consistența, substanța ei, cum este revista Memoria, există. Chiar dacă astăzi n-am mai putea spune că interesează pe multă lume, eu, în speranța mea este că vor fi și în generația asta, dar și în generația următoare, tineri interesat să-și cunoască istoria, să-și cunoască trecutul. Pentru că în opinia multora, sigur că și a mea, există o perioadă de eroism adevărat. Despre noi se spune că suntem destul de puțin tentați să ne sacrificăm. Dar există câteva momente de istorie adevărată, glorioasă, de mare demnitate, pagini care nu prea sunt publicate, nu prea există, nu prea sunt comentate. Rezistența munții. Aproape unică în Estul Sovietic. Personalitățile care s-au, adevărat că cam singulare, care s-au angajat riscând în perioada lui Dăl și a lui Ceaușescu. Nu prea sunt cunoscute. Manualele de istorie evită momentul acesta sau în sfârșit îl trece aproape în secundar. Cred că ceea ce face Memoria astăzi și o face de când există de la Banu Rădulescu e un lucru extrem de important pentru posteritatea noastră. Sunt lucruri care nu se prea știu. Dar faptul că există un material, un document care va rămâne, în speranța că și curiozitatea multora va renaște la un moment dat. Mai este